Viața ce depinde de întâmplare este ca un torent vijelios, tumultos, plin de nămol, greu de înfruntat, dezlănțuit, zgomotos și vremelnic. Sufletul care se dăruiește virtuții seamănă cu o fântână nesecată, oferă din belșug apă limpede, liniștită, bună de băut, înviorătoare, râvnită de toți, bogată, nevătămătoare și nepieritoare. Dacă vrei să fii bun, convinge-te mai întâi că ești rău. Este de preferat să greșești cât mai rar, dar să făgăduiești că vei fi temperat, decât să spui că greșești rar și totuși să păcălești foarte des. Înfrânează-ți patimile ca să nu fii stăpânit de către ele. Nu te rușina atât de părerea oamenilor, cât de adevăr în sine. Dacă vrei să auzi vorbindu-se bine despre tine, învață să vorbești bine de alții, învață apoi să faci bine și în felul acesta ai să ajungi să auzi vorbindu-se bine și frumos despre tine. Libertate și robie. Unul este numele virtuții, altul este numele viciului. Amândouă sunt determinate de voință, de elementul intențional. Voința însă nu se confundă cu ele și nici nu atinge pe vreunul. Sufletul de obicei stăpânește trupul și toate câte se referă la trup și nu au raport cu voința. Nimeni deci nu este rob dacă își îndrumează liber voința. Ca o legătură primejdioasă este hazardul pentru trup și viciul pentru suflet. De aceea, cel liber cu trupul, dar cu sufletul înlănțuit, este rob, pe când cel cu trupul înlănțuit, dar cu sufletul dezlegat, este un om liber. Legătura trupului o dezleagă natura prin moarte și viciul prin avere. Legătura sufletului o dezleagă însă virtutea cu ajutorul cunoașterii, experienței și exersării deprinderilor. Dacă vrei să viețuiești netulburat și cu voie bună, dă-ți silința ca toți cei cu care trăiești împreună să fie oameni buni. Vei reuși ca aceștia să fie buni, instruind pe cei care vor și îndepărtând pe cei care nu vor. Împreună cu cei fugiți, va fugi netrebnicia și robia și va rămâne cu cei rămași nobleța sufletească și libertatea. Este o rușine ca omul care cu darurile albinelor își îndulcește băutura să amărască cu vicile sale darul zeilor rațiunea. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook-urile mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Nimeni nu este iubitor de avere, iubitor al plăcerii, dornic de faimă sau legat de cele omenești decât numai cel închinat viciului. După cum nimeni n-a răvnit, plutind într-o corabie mare, cizelată și aurită, să se ducă la fund, tot astfel, nici tu să nu preferi, locuind într-o casă măreață și costisitoare, să fii sufocat de tulburări și de griji. Căci oricine în sărăcie își poate petrece în chip fericit viața și foarte rar în bogăție și onoruri. Când suntem invitați la un banchet, ne înfruptăm din cele puse pe masă. Dacă cineva ar ruga pe gazdă să îi se dea pește sau prăjituri, ar fi considerat lipsit de bun simț. În lume însă, cerem de la zei cele ce aceștia ne dau, deși sunt atât de multe cele deja dăruite. Se spune, stârnesc râsul naivii aceia care se mândresc, lăudându-se datorită unor situații ce nu depind de puterea noastră. Eu, zice unul, sunt mai de frunte decât tine, fiindcă am moșit cu nemiluita în timp ce tu te stingi de foame.
altul zice, eu sunt consul, celălalt, eu sunt pretor, iar un altul, eu am părul buclat. Calul însă nu spune altui cal, eu sunt mai de frunte, fiindcă am dobândit nutreț mai mult ovăz, și fiindcă am zăbala de aur, orchingă brodată cu fir, ci dimpotrivă, fiindcă sunt mai iute decât tine. Căci orice animal este mai bun sau mai rău, datorită virtuților sau vicilor sale. Numai virtutea omului nu este băgată în seamă. Noi, oare trebuie să fim priviți numai după păr, haine sau strămoși? Când medicul nu prescrie niciun tratament, bolnavii se posomorăsc și socot că sunt, după părerea acestuia, sortiți morții. De ce oare nu sunt la fel de afectați față de filozof când acesta nu le mai recomandă nimic, încât să-și dea seama că acesta a pierdut nădejdea că o să-i mai facă înțelepți din moment ce el nu le mai vorbește despre cele utile în viață? Cei bine făcuți în ceea ce privește trupul înfruntă și căldurile și gerul. Tot astfel, cei care sunt bine alcătuiți din punct de vedere al sufletului îndură și mânia, și mâhnirea, și veselia nestăpânită, precum și orice altă patimă. Întreabă-te în sinea ta, preferi să fii bogat sau fericit? Dacă înclin să fii bogat, ia aminte că aceasta nici nu e un bine și nici nu depinde în întregime numai de tine. Dacă preferi însă să fii fericit, aceasta este și un bine și stă în întregime numai în puterea ta, căci bogăția se află în mâna soartei și e vremelnică, pe când fericirea depinde cu adevărat de voință și de suflet. După cum vipera, aspida, scorpionul, închise într-o casetă de aur sau de abanos, cu toată valoarea materialului, nici nu te minunează, nici nu te atrag, ci te înfioară și te dezgustă, datorită naturii lor primejdioase, tot astfel, când zărești necinstea înconjurată de strălucirea bogăției și a norocului, nu te lăsa impresionat de splendoarea cadrului în care se lăfăiește, ci îndepărtează-te cu dezgust de profunda sa netrebnicie. Averea nu e socotită printre bunuri. Luxul face parte din vicii, dar stăpânirea de sine constituie un bine. Stăpânirea de sine îndeamnă la moderație și la dobândirea însușirilor bune, pe când bogăția îndeamnă la risipă și îndepărtează pe om de cumpătare. Prin urmare, este foarte greu ca bogatul să se tempereze, iar cel moderat să se îmbogățească. După cum, dacă ai fost zămislit sau născut pe o corabie, nu te străduiești să devii cârmaciul acesteia, nefiind în cazul de față corabia legată de tine de la natură, tot astfel aici pe pământ, nu trebuie să te ispitească bogăția, ci totdeauna numai rațiunea. Și după cum această rațiune s-a născut odată cu tine, fiindu-ți dăruită de către natură, tot astfel trebuie să socotești că ți-aparține și să o desăvârșești. Dacă te-ai fi născut în Persia, nu te-ai strădui să nu locuiești acolo, ci ți-ai petrece restul vieții fericit în Persia. Ori dacă te-ai născut în sărăcie, de ce năzuiești să te îmbogățești și mai degrabă nu te împaci cu sărăcia? După cum e de preferat să fii sănătos, chiar dacă ești strâmtorat într-un pat îngust, decât să fii bolnav, chiar dacă te lăfăiești într-un pat întins, tot astfel e de preferat să fii fericit, chiar dacă ești mărginit de mijloace materiale restrânse, decât când te răsfață belșugul să fii tulburat de suferință. Căci nu sărăcia produce suferință, ci pofta, și nu abundența eliberează de teamă, ci rațiunea prevăzătoare. Așadar, după dobândirea prevederii raționale, nici bogăția nu o vei râvni, nici sărăcia nu o vei blestema.
căci nici calul nu este apreciat datorită iezlei sau falerelor, ori după cioltar, nici pasărea după fulgi, ori după gușă, ci amândouă pentru iuțeala lor, unul pentru iuțeala picioarelor, iar cealaltă pentru cea a aripilor. Prin urmare, nici tu să nu fii îngânfat pentru hrană sau din cauza podoabelor, ori în general, datorită înfățișării exterioare a vieții, ci numai datorită omeniei tale și binefacerilor. Viața frumoasă se deosebește de traiul excesiv și risipitor, căci o viață frumoasă este condiționată de moderație, de împăcarea sufletului cu sine însuși, de educație, bunăcuviință și de mulțumirea cu puțin, pe când traiul excesiv este determinat de lipsa de control, de îmbuibare, de abatere de la rânduială, de necumpătare. Fără îndoială că una merită cu prisosință laude, după cum dojana și disprețul se cuvin traiului risipitor. Așadar, dacă vrei să viețuiești în fericire și în cântare, nu căuta laude datorită unui trai risipitor. Prima împlinire a poftei tale să-ți fie măsura în tot ce mănânci și bei. Mâncarea și plăcerea să condiționeze însăși pofta. Atunci nici nu vei fi silit să-ți procuri bucate peste măsură, nici nu vei simți lipsa unui bucătar și orice băutură te va mulțumi. Să nu-ți faci prânzul și cina nici ușuratice, nici posomorâte, ci cumpătate și cu voie bună, astfel ca nici cele ale sufletului să nu te tulbure, amăgite de cele ale trupului, nici cele trupești, fiindcă neglijate plăcerile sale să fie păgubite din acest motiv, căzând întâi pradă moleșelii, apoi fiind izbite de suferință și boală. Bagă de seamă să nu te bucure numai mâncărurile îngrămădite în burtă, ci bună dispoziție adunată în suflet, căci acelea transformate în gunoi se scurg ca o apă, cu ele odată pierind și mulțumirea, pe când voia bună, chiar dacă sufletul părăsește trupul, rămâne pururea nepieritoare și întreagă. În timpul ospețelor, amintește-ți că ai două în grija ta, trupul și sufletul, și că orice ai să dai trupului să împrăștie pe dată, pe când orice vei da sufletului se păstrează pretutindeni și oricând. Nu amesteca mânia cu somptuozitatea, folosindu-te de ele în același timp, căci somptuozitatea țâșnește ca o scânteie în fața trupului și piere nu după mult timp, iar mânia, odată pătrunsă în inimă, rămâne acolo pentru multă vreme. Fii deci cu băgare de seamă ca nu cumva îmboldit de mânie să jignești pe cei primiți cu măreție și fast, ci mai degrabă înveselește-i cu simplitatea și fermecătoarea ta bunăvoință. Îngrijește-te ca la ospețele tale să nu fie cei care servesc mai mulți decât serviții, căci este nefiresc să slujească multe suflete unor canapele puține. Și mai bine este ca toate treburile tale să le faci cu mâna ta, ba chiar să te așezi la masă, să împarți darnic mâncărurile aduse cu slujitorii. Iar dacă un asemenea lucru la un moment dat ți-ar provoca nemulțumire, amintește-ți totuși că în timp ce tu te odihnești, ești servit de către cei fără odihnă, pe când mănânci, de către cei care nu mănâncă, în vreme ce bei, de către cei care nu beau, în timp ce tu flecărești, de către cei care tac, pe când te înveselești, de către cei mâhniți. În felul acesta, nici nu te vei ațăța mâniindu-te în chip nefiresc, nici nu te vei purta cu asprime față de altul, fiind întărâtat de tine însuți. A fi certăreț, iubitor de gâlceavă, este nefiresc pretutindeni în orice împrejurare, cu atât mai mult, deci, la petrecerile cu băutură, căci nici cel beat nu are ce să învețe pe cel treaz, nici un om sobru nu poate educa în vreun fel pe cel care se îmbată. Iar acolo unde nu există seriozitatea sobrității,
truda pentru un scop educativ se arată a fi zadarnică. Greierii sunt pricepuți în ale muzicii, dar melcii sunt lipsiți de voce. Pe aceștia îi bucură ținuturile umede, iar pe cei din tâi locurile uscate. Pe unii îi atrage roa și din cauza ei ies din cochilie, pe ceilalți îi stârnește soarele aprins de amiază și în această dugoare se îndeamnă la cântec. Așadar, dacă vrei să fii un om iscusit și ușor adaptabil, în timpul banchetelor, când mintea e îmbibată cu vin, nu-i îngădui să se avânte și să se terfelească, când însă în adunări te simți îmboldit de rațiune, atunci poruncește-i să expună și să cânte preceptele dreptății. Pe cel cu care te întreții într-o conversație, consideră-l judicios într-una din aceste trei categorii, sau ca mai distins, drept inferior sau egal. Dacă îl scoți mai distins și mai bun, se cuvine să-l asculți și să te lași convins de către acesta. Dacă îl consideri inferior, dă-ți silința și sfătuiește. Dacă îl socoți egal, fii la o vorbă cu el. În acest fel, nici când nu va fi pricină de gâlceavă. Este de preferat ca cedând adevărului să înfrângi o părere decât cedând unei păreri să fii înfrânt de adevăr. Când cauți adevărul, nu căuta cu tot din adinsul să învingi în toate, căci aflând adevărul, vei ajunge să nu mai fii înfrânt nici când. Adevărul izbutește prin el însuși, iar părerea prin aparențe exterioare. E mai bine să trăiești cu un singur om liber și să te păstrezi fără teamă și liber, decât să robești împreună cu mulți. Ceea ce tu eviți să înduri, nu încerca îndauna altuia. Fugi de sclavie, ferește-te să-ți robească cineva, căci dacă îngădui să fii slujit, îți dai seama că mai întâi tu însuți ai devenit sclav, fiindcă nici viciul n-are nimic în comun cu virtutea, nici libertatea cu robia. Cel care dorește să se mențină în afara sclavilor, să se dezlege el însuși de sclavie, iar liber vei fi eliberându-te de pofte. Căci nici Aristide, nici Epaminondas, nici Licurg n-au fost supranumiți unul cel drept, celălalt zeul, iar celălalt mântuitorul, pentru că au fost bogați sau pentru că erau stăpâni pe sclavie, ci întrucât au izbăvit Grecia de robie, deși erau săraci. Dacă vrei să-ți cârmuiești bine gospodăria, imită pe spartanul Licurg, adică felul în care acesta, fără să încingă cetatea cu ziduri, ci întărind pe cetățeni cu virtute, a păstrat cetatea liberă pe vecie. Asemenea și tu, nu cuprinde o curte mare, nici nu înălța turnuri înalte, ci întărește pe cei care locuiesc împreună cu tine, cu bună credință, cuget curat și dragoste, și nimic vătămător nu se va ivi împotriva acesteia, chiar dacă o vor asedia întreaga oștire a vicilor. Nu-ți împodobi casa cu tablouri și basoreliefuri, ci zugrăvește-o cu simplitate, căci acelea fiind străine de casă, cu ușurință devin o amăgire a ochilor, pe când zugrăveala fiind făcută odată cu casa, este nepieritoare și permanentă podoaba a locuinței. Străduiește-te să aduni în locuința ta mulțimea prietenilor și nu o cireadă de boi. După cum lupul este asemenea câinelui, tot astfel lingușitorul, seducătorul și parazitul, ca formă, sunt asemenea prietenului. Așadar, păzește-te să nu primești, fără să știi, în locul unui câine de pază, niște lupi răpitori. Este o lipsă de bun gust să te străduiești să-ți fie admirată locuința datorită strălucirii stucăturilor de gips.
a-ți ilumina sufletul cu bună credință față de semeni înseamnă însă o îmbinare a iubirii de frumos cu iubirea de om. Dacă admiri la început lucrurile mărunte, te arăți nevrednic de cele mari. Dacă disprețuiești însă lucrurile mărunte, te vei bucura de o admirație fără rezerve. Nu se află nimic mai meschin decât desfrânarea, lăcomia și trufia și nu este nimic mai înălțător decât măreția inimii, amabilitatea, omenia și bunăvoința binefacerii. Sunt considerați morocănoși filozofii care nu învață că plăcerea este rânduită de natură și dezvăluie că scopul vieții, potrivit cu natura, este spiritul de dreptate, moderația, libertatea. Cum oare să se bucure sufletul și să se însenineze, așa cum susține Epicur, datorită celor care sunt în avantajul corpului, fiind însă de importanță mai măruntă, iar de acelea care reprezintă pentru sine bunuri de cea mai mare însemnătate să nu se înveselească. Căci mie, totuși, mi-a dăruit fiala modestiei și roșesc întotdeauna când mi se pare că spun ceva rușinos. Această tresărire nu mi-ngăduie să institui plăcerea drept binele și finalitatea vieții. În Roma, femeile au întotdeauna în mână Republica lui Platon, în care se socotește potrivit ca femeile să fie comune, fiindcă ele se opresc cu mintea la cuvintele acelui autor și nu la gândirea lui. El nu recomandă să nu se căsătorească și să nu locuiască împreună un bărbat cu o femeie, voind după aceea ca femeile să devină comune, ci înlăturând acest fel de căsătorie, el instituie totuși un alt gen de conviețuire. Totdeauna însă, oamenii se bucură când află justificare pentru propriile lor greșeli, pe când filozofia afirmă că nici degetul măcar nu se cuvine să fie întins la întâmplare. Plăcerile, cu cât se repetă mai rar, cu atât farmecă mai mult. Dar dacă cineva depășește măsura, cele mai fermecătoare lucruri devin cele mai plictisitoare. Din această cauză este ridicat în slăvi pe drept cuvânt Agripinos, fiindcă deși om de cea mai mare valoare, nu se lăuda niciodată, iar dacă vreun altul o făcea, roșea de îndată. Acesta era un astfel de om încât totdeauna scria un cuvânt de laudă chiar pentru întâmplările neplăcute ce se iveau în viață. De pildă, dacă îl zguduia febra, un cuvânt de laudă pentru febră, dacă era puțin prețuit pentru lipsa de faimă. Dacă era trimis în exil pentru exil. Se spune chiar că odată când era gata să prânzească, i s-a înfățișat unul care i-a comunicat că Nero a poruncit să plece în exil, iar acesta ar fi afirmat: prin urmare, o să iau prânzul în Aricia. Diogene spune că nicio trudă nu este bună dacă finalitatea acesteia nu reprezintă îndrăzneala cinstită a sufletului, vigoarea spiritului și nu a trupului. După cum o balanță dreaptă nu are nevoie ca să fie verificată de o altă dreaptă, nici nu este judecată de una strâmbă, nici judecătorul cel drept nu este corectat de cel drept, nici nu este apreciat de către altul nedrept. După cum linia dreaptă nu are nevoie de o altă dreaptă, nici dreptatea în sine nu simte lipsa unei alte dreptăți. Să nu te lași judecat de un alt judecător înainte de a te judeca tu însuți în acord cu dreptatea însăși. Dacă vrei să faci corecte judecățile tale, nu te strădui să cunoști pe niciunul dintre învinuiți sau dintre cei care pledează, ci fondul procesului în sine. Nu te potigni în judecarea altora deloc dacă tu însuți în viață nu calci strâmb. E de preferat să judeci și să fii criticat pe nedrept de către comandant
decât să judeci strâmb și să fii dojenit pe drept cuvânt de către natură și conștiință. După cum piatra cu care se încearcă aurul nu este încercată la rândul ei cu ajutorul aurului, tot astfel nici ceea ce menține spiritul de discernământ. Este rușinos ca judecătorul să fie judecat de către alții. După cum nu poate fi nimic mai drept decât ceea ce este drept, tot astfel nu există nimic mai just decât dreptatea. Care dintre noi nu admiră fapta lui Licurg Spartanul? Fiindu-i smuls un ochi de către un cetățean oarecare, când i-a fost dat făptuitorul de către popor ca să-l pedepsească cum vrea, el l-a cruțat. Apoi îi dă educație și după ce scoate din el un om adevărat, îl înfățișează în teatru spartanilor uimiți și spune: acesta mi-a fost încredințat de către voi pe când era nechipzuit și violent, acum vi-l dau înapoi, echilibrat și plin de omenie. Pitacos, fiind vătămat de cineva, deși avea posibilitatea să-l pedepsească, l-a absolbit de vină pe acesta zicând: este mai bună îngăduința decât pedepsa, deoarece îngăduința se potrivește firii noastre, pe când răzbunarea este caracteristică naturii fiarelor. Cea mai de seamă realizare a naturii este să îmbine și să armonizeze pofta cu buna cuviință și cu utilul. A considera că vei fi nesocotit de către alții cu ușurință, dacă nu vei vătăma cu toată vigoarea pe dușmanii cei mai de seamă, este specificul izbitor al oamenilor josnici și nesăbuiți. Căci la drept vorbind, dacă proiectăm o atitudine disprețuitoare asupra celor neputincioși să facă răul și să rănească, cu atât mai mult se proiectează disprețul asupra celor incapabili să fie folositori. Când te năpustești cu amenințări și violențe împotriva cuiva, adu-ți aminte să-ți spui că ești totuși bun. Nu vei mai săvârși nicio brutalitate și vei trăi viața fără mustrări de conștiință, fără să dai socoteală cuiva. Se cade să știi că nu este ușor să te potrivești la gânduri cu omul dacă în fiecare zi nu asculți și nu spui aceleași lucruri și nu înțelegi viața în același fel cu el. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și comment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.